Doamnelor, domnișoarelor și domnilor colegi, domnișoarelor și domnilor studenți, îmi face o plăcere deosebită să mă adresez dumneavoastră cu ocazia deschiderii simpoziumului științific studențesc, ediția 2020. Sigur, condițiile pandemice ne obligă să avem această formă online, cu care, cred eu, trebuie să ne obișnuim, pentru că va face parte mult mai mult din viața și activitatea noastră viitoare. Și constat că în pofida tuturor acestor dificultăți avem un număr mare de participanți, studenți, doctoranți din universitățile agronomice și din alte universități, ceea ce mă face să fiu oarecum optimist că școala agronomică, cercetarea în general, și la nivelul studenților, și la nivelul doctoranților, va merge înainte și vom reuși să depășim cu bine această perioadă, nu numai sănătoși, dar și cu rezultate care să se adauge în CV-ul fiecăruia dintre tinerii participanți. Sunt speranțe în diverse domenii, sunt cei care au preocupări ceva mai consistente decât colegii lor pentru a-și face o carieră, pentru a-și deschide un drum în viață, și faptul că beneficiază de suportul cadrelor didactice pentru a face primii pași în domeniul cercetării este lăudabil și vreau să felicit toate cadrele didactice, indiferent de poziția pe care o au în universități, pentru faptul că susțin această activitate, ajută studenții și, sigur, în curând sper că vor avea satisfacția unor realizări deosebite din partea acestora. Este o bucurie imensă că în aceste timpuri austere determinate de restricțiile sanitare, Departamentul de Cercetare din cadrul Universității să organizeze acest eveniment de tradiție studențesc pentru Universitatea noastră. Acest eveniment organizat de Universitate în parteneriat cu cele două ligi ale studenților, respectiv Liga Studenților Agronomi și Veterinari și Asociația Studenților Veterinari, urmărește și descoperirea unor potențiale talente în rândul participanților, înclinații deosebite în cercetare, dar mai ales în sfera inovării, cu posibile valențe în dezvoltarea culturii antreprenoriale și, de ce nu, în crearea și dezvoltarea unor start-up-uri. Numele meu este Cosma Larisa, iar astăzi am participat la simpozionul cultural organizat de către USMV Iași cu tema contribuții privind studiul unor levuri de interes oenologic din izolate din Podgoria Iași-Copou. Studiul acesta a avut drept scop izolarea și studierea unor levuri pentru a ne oferi o anumită tipicitate vinului din această zonă. Am participat la simpozionul științific studențesc cu o temă intitulată Studii privind vinurile obținute din soiul Cabernet Franc. Ceea ce am vrut să aduc cu lucrarea prezentată anterior a fost anumite informații despre acest soi de struguri negri pentru vin, despre care nu se știu foarte multe, deoarece în țara noastră este cultivat, dar pe arii foarte, foarte restrânse, în comparație cum este cultivat în țara sa de origine, în Franța. Am participat la simpozionul studențesc pentru Facultatea de Medicină Veterinară, bineînțeles, cu tema intitulată Vampiri între legendă și realitate. În această temă mi-am dorit foarte mult să scot la iveală niște adevăruri pe care noi am încercat de-a lungul timpului să le ascundem și să le acceptăm ca fiind hilare, probabil, nu știu, niște chimere, niște curiozități care ne-a fost frică efectiv să le descoperim. Și probabil am și reușit, pentru că am văzut în final că am strânit destul de mult atenția interlocutorilor mei și de asemenea și auditorului, profesori și colegi, care au încercat să afle mai mult decât am putut eu să ofer, sincer. Și chiar mă bucur acest lucru. De asemenea, îi încurajez pe toți care vor și care își doresc la un moment dat să încerce această experiență, pentru că nu este absolut nimic de pierdut. Mult succes, dragii mei!
Iar anul acesta am participat în cadrul simpozionului cu tema Studiul privind însușirile fenotipice la o populație de taurine din cadrul rasei sură de stepă, aflată în conservare la Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Dan cu Iași, iar ca obiective urmărite au fost dezvoltarea corporală, aprecierea însușirilor fenotipice la mascul și la femele. La autorilor de a realiza aceste lucrări științifice și dedicația cadrelor didactice pentru a coordona lucrările realizate de către studenți. Cu siguranță că ziua de astăzi va rămâne un moment memorabil în ceea ce privește evoluția profesională pozitivă a studenților participanți la acest simpozion.